Ne aflăm în orașul Tighina, cunoscut și sub denumirea Pender. Această localitate are un statut sporit de securitate. Acest statut a fost definitivat în 1992, odată cu încetarea focului de pe Nistru. Aici, în Tighina, sunt reprezentate atât forțele Republicii Moldova, controlate de Chișinău, cât și forțele transnistrene, controlate de Tiraspol. În orașul Tighina este Poliția Republicii Moldova, Procuratura Republicii Moldova, dar și Judecătoria Republicii Moldova. Totodată, la câțiva metri distanță, este și Miliția Transnistreană, Procuratura Transnistreană și Judecătoriile Transnistrene. În spatele meu se află Casa de Cultură din orașul Tighina. Aici, săptămânal, se întâlnesc membrii Comisiei Unificate de Control, în componența căreia intră și reprezentanții Chișinăului. Aici mai poate Chișinăul să-și spună punctul de vedere. Mai departe de Tighina este doar regimul de la Tiraspol. Primul indiciu că te afli pe un teritoriu necontrolat și ar părea diferit de tot ceea ce înseamnă Republica Moldova ca stat sunt banii. Republica nerecunoscută are propria monedă, ruble transnistrene. Puncte de schimb valutare în oraș sunt peste tot, iar cursul la care am schimbat noi era de 88 de bănuți pentru un leu. $200, 176 de ruble. Un alt subiect intens răspândind printre populația de pe cele două maluri ar fi că prețurile în regiune sunt mai mici în magazine. Am verificat acest fapt în unul dintre supermarketurile deținute de firma Sheriff, companie ce deține mai multe monopoluri în regiune și ar sta în spatele întregului regim separatist. Prețurile sunt mai mici doar la unele categorii de produse și asta ar fi justificat prin faptul că agenții economici sunt scutiți de mai multe taxe de import. Datorită acestui fapt, prețul real ar fi și mai mic decât cel impus populației din regiunea secesionistă. În magazine, cel mai des întâlnite sunt produsele aduse din Ucraina. Produse cu originea Republica Moldova, indicate pe ambalaj, sunt doar băuturile alcoolice și dulciurile Bucuria. Vinurile marca Kvint, produse în regiune, sunt expuse cu ambele locații, atât Republica Moldova cât și Transnistria. În regiunea necontrolată de autoritățile constituționale funcționează oficial trei limbi, rusa, ucraineana și așa numita moldovenească, în chirilică. De facto, limba rusă este cea pusă în capul mesei. În ucraineană și moldovenească găsim doar inscripții pe clădirile așa numite administrații din regiune și edificiile rămase din perioada sovietică. Iar unica inscripție în limba română din cele întâlnite a fost la cetatea Tighina, din oraș, acolo fiind un panou informativ instalat de Agenția pentru Investiții din Republica Moldova despre ruta turistică Ștefan cel Mare și Sfânt. Cetatea a trecut printr-un amplu proces de renovare, iar sursele financiare pentru restaurare au fost alocate de Uniunea Europeană, aproximativ 2,5 milioane de euro. Ne aflăm în aceste momente pe teritoriul cetății Tighina, un monument de arhitectură internațională și de o importanță incontestabilă pentru ținutul nostru. Monumentul respectiv a fost renovat cu ajutorul și suportul Uniunii Europene, însă, din păcate, pe tot teritoriul fortăreței nu este indicat acest lucru, iar cetățenii sau vizitatorii care calcă pragul acestei cetăți nu știu despre fondurile europene care au fost investite pentru renovarea fortăreței de la Tighina. Iar acest lucru demonstrează încă o dată în plus că autoritățile separatiste de la Tiraspol încearcă să manipuleze încă o dată în plus conștiința oamenilor din această regiune.
În imediat apropiere de obiectivul istoric din secolul al XV-lea se află una dintre unitățile paramilitare ale așa numitului Minister al Apărării din regiune, care poate fi văzută cu ușurință de pe unul dintre tunurile cetății. Aici a fost locul unde fostul președinte al Republicii Moldova a avut întâlniri atât oficiale cât și informale cu liderul separatist Vadim Krasnoselski. Popular rămâne și restaurantul unde Dodon a fost ospătat împreună cu Krasnoselski, local care se presupune că aparține familiei liderului din regiune. Deși pare că regimul a făcut totul ca orașul să semene cu unul obișnuit din interiorul Rusiei, în Tighina oamenii încă vorbesc pe stradă în limba română. Ne vom întoarce în curând în regiune pentru a vă povesti despre instituțiile rămase în oraș sub controlul autorităților de la Chișinău. Până atunci ne puteți urmări pe zonadesecuritate.md, pe canalele noastre de YouTube, Facebook și Instagram.